Așa a arătat aseară fațada Teatrului Odeon din capitală. Jocuri de lumină și culoare au fost proiectate și pe sediul Guvernului, al Bibliotecii Centrale, Muzeului Național de Artă și Cercului Militar Național. De la intersecția Calea Victoriei cu Piața Anzei și până la Cercul Militar, străzile s-au umplut de mii de oameni cuceriți de spectacolele multimedia. Foarte frumos. Chiar mai frumos ca anul trecut, un pic mai aglomerat, în schimb. Dar e frumos. Ne place să venim aproape în fiecare an. Îmi place că se întâmplă chestii de genul ăsta în București. Cultura este foarte importantă și nu ar trebui să fie lăsată la o parte. Suntem încântați că bucureștenii și turiștii au răspuns într-un număr atât de mare. Bucureștiul, Calea Victoriei, îmbracă haine de sărbătoare. Totul se transformă. Geometry of the City este numele acestei ediții, ceea ce înseamnă că ne jucăm foarte mult cu culorile, cu formele geometrice. Numărul este în creștere de la an la an. Ediția din toamnă a avut peste 100.000 de participanți, dar pot să spun, văzând ce se întâmplă seara aceasta aici, cu siguranță cifra va fi depășită cu mult. Probabil că la acest moment avem peste 100.000 de participanți. Festivalul Spotlight se încheie în această seară la ora 23. Ediția din acest an reunește lucrări ale artiștilor din România, Germania, Ungaria, Finlanda, Cehia, Polonia, Franța și Austria. De-abia aștept să mai vin, a fost tare rău de tot!